Vești bune pentru severineni. Începând de mâine, 15 noiembrie, agentul termic va fi furnizat în locuințele cetățenilor. Primele care vor beneficia de căldură sunt unitățile de învățământ, spitalele și unitățile sanitare. Dar până mâine seară, severinenii vor avea căldură în calorifere. Astăzi am pornit cazanele. În ce stadiu ne aflăm? Am pornit cazanul numărul 8. Prezent temperatura pe termoficare, partea de jur, este undeva la 30 de grade. Mâine dimineață sperăm ca toată populația care beneficiază de căldură. Când încep efectiv să se simtă? Mâine dimineață. Începem cu primele ore, la dimineață până la orele 14-16, dacă Doamne ferește nu se întâmplă ceva, tot municipiul va avea încălzire. Da, deci suntem la parametri normal începând de mâine dimineață, după către prânz. Se va începe cu spitalele, școlile, după aia urmează să dăm drumul și la populație. În teorie, începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban are loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutive între orele 20 și 6 dimineața a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de 10 grade Celsius sau mai mici. Astfel, în contextul înregistrării unor temperaturi scăzute, municipalitatea a decis ca de mâine, 15 noiembrie, să fie livrată căldura către severineni. Începând de mâine dimineață, încet, încet, până după prânz, ar trebui să se cunoască, să caloriferele să fie calde, fierbinți chiar. Sperăm să nu avem vreo avarie foarte mare. Noi am făcut probe cu apă rece, dar este o diferență între probele cu apă rece și, efectiv, atunci când e fierbinte apa și când este presiunea maximă. Dacă lucrurile sunt în regulă, mâine după ora 4 tot orașul are căldură. Așa cum spuneau și cei care se ocupă spaietul, o să începem cu spitalul, cu grădinițele, cu instituțiile, dar concomitent vom da drumul și la asociațiile de locatari, acolo unde și-au manifestat dorința să le dăm drumul, pentru că până sâmbătă, până ieri, au fost asociații care nu au dorit să dăm drumul încă la agentul termic. Acum, când vremea este destul de rea, deja s-a făcut frig, sunt convins că toate asociațiile vor dori să aibă agent termic. O problemă întâmpinată în fiecare iarnă este aceea că multe asociații de proprietari au datorii, iar furnizarea agentului termic nu va fi posibilă. Primăria a încercat și încearcă în continuare să sprijine asociațiile de proprietari, însă restanțele mari înregistrate de o parte dintre acestea înseamnă că respectivele nu vor primi căldură. Datoriile sunt, să vă dau exemplu, la un număr de 21 de asociații la care noi am luat hotărâre să nu furnizăm agent termic în această iarnă. E undeva la 3 milioane numai la aceste 21 de asociații. Sunt asociația BV, care e undeva la 400 de mii, asociația 13, asociația 106, 106 A, B, C, aceleași asociații pe care le știți în fiecare an, pe care vi le enumerez, se păstrează. Puține sunt care au mai achitat din datorii și am luat hotărârea lor acestor asociații să le furnizăm agent termic începând de mâine. Stocul de păcură este suficient, iar echipele de intervenție sunt pregătite în regim permanent pentru intervenții în cazul în care vor apărea probleme pe rețelele de distribuție. În momentul acesta pot să vă spun că avem un stoc de păcură de aproximativ 1800 de tone. Au venit un tren, o manșută, după cum știți, și auto toată săptămâna trecută. Astăzi se mai încarcă la furnizor încă un tren care va ajunge undeva miercuri-joi, undeva o cantitate de 1200. Cu acest stoc sperăm să ducem până la sfârșitul lunii, fără niciun fel de problemă, consumul de păcură pentru furnizarea agentului termic în turnul severin. Care este prețul la care este achiziționat? A mai scăzut? A mai Prețul fluctuează, e zilnic, este o piață, o bursă, după care ne raportăm. Prețul deocamdată nu fluctuează, nu are fluctuații foarte mari, undeva la 4500 tona, dar din experiența anilor trecuți ea se va modifica undeva la sfârșitul decembrie, începutul ianuarie, când va fi o ușoară creștere. Acum nu avem de mult să știm cât va fi. Care sunt tarifele la care primește populația? Populația va plăti anul acesta, în urma subvenției acordată de primărie, suma de 450 de lei per gigacalorie. În funcție de temperatura mediului exterior, consumul zilnic de păcură este între 170 de tone și 240 de tone. Primele care vor beneficia de căldură sunt unitățile de învățământ, spitalele și unitățile sanitare, dar până mâine seară severinenii vor avea căldură în calorifere.
E destul de dificil, vedeți, sunt instalații care se pornesc sezonier, doar 5 luni pe an, restul trebuie păstrate în conservare, trebuie păstrați oamenii autorizați din punct de vedere al exploatării lor, costurile sunt destul de importante. Cât de mult vă încurcă aceste avarii care tot apar la sistem? Ne încurcă și pe noi din punctul de vedere al furnizorului de energie termică, fiindcă în momentul respectiv trebuie sistate anumite activități, trebuie redusă sarcina pe cazane, apar fluctuații, deci destul de dificil de păstrat în parametrii optimi de funcționare. Asta înseamnă costuri suplimentare? Categoric, probabil. Categoric. Toate acestea înseamnă niște costuri în plus. Temperatura este de 277 de... Asta e la cazan. La cazan. Și cum... În termoficare, temperatura undeva la 30 de grade în momentul de față. Adică, călui așa, începe să încălzească, dar agentul termic din rețeaua primară. Urmând ca mâine dimineață, cu primele puncte termice, așa cum a spus și colegul meu, să fie raportate consumatorii. Punctele termice să fie consumatorii. Începând cu școlile, cele, spitalul și așa mai departe. Practic, agentul termic se deschide punctul termic, se deschid vanele și sigur că da. Merge progresiv în... Are loc schimbul de căldură către instalația secundară. Municipalitatea în acest moment deține fonduri pentru asigurarea agentului termic în municipiu, însă va necesita și sprijin din partea guvernului pentru a trece cu bine această iarnă. Așadar, de mâine, toți severinenii, cu excepția asociațiilor care au datorii mari, vor beneficia de agent termic.